În urmă cu 2 săptămâni, o tânără de 24 de ani din municipiul Hunedoara a încetat din viață la spitalul din Urbea de pe malurile Cernei, după ce a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Vestea a cutremurat întreaga comunitate locală, de la familie și cei apropiați până la necunoscuți și personalul medical. Da, este o tragedie care s-a întâmplat în spitalul nostru. O tânără de 24 de ani care s-a prezentat în unitatea de primiri urgențe cu o zi înainte, pe investigație din ziua respectivă a fost lăsat să plece acasă, a revenit a doua zi dimineață, a fost stare proastă, generalizată, și a intrat în operație și ulterior a decedat. Este o tragedie pe care nu vreau să mai văd în Spitalul Municipal Hunedoara. La nivelul Spitalului Municipal, dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara s-a făcut o anchetă internă, care a avut și rolul de a informa opinia publică despre caz, iar primele concluzii sunt că nu a fost vorba despre o culpă medicală. Am constituit o comisie de anchetă internă pentru a vedea rezultatele la nivelul nostru al spitalului, cu toate că cei îndreptățiți să facă acest lucru din punct de vedere legal sunt cei de la Colegiul Medicilor, dar am vrut și noi să vedem intern cauzele sau dacă putem descoperi ce s-a întâmplat în acest caz tragic. Comisia medicală de la nivelul spitalului, prin raportul preliminar pe care l-au întocmit, spun acolo că nu au identificat un eventual malpraxis. Asta trebuie îmbrăcată cumva pentru cetățean. Cetățeanul vede lucrul din punctul de vedere al lui nemedical și acolo vede simplu. Este un tânăr care s-a prezentat în UPA, a fost să plece acasă și a decedat după o zi. Cei de la Unitatea Sanitară din Hunedoara așteaptă și rezultatele celorlalte anchete începute de alte autorități cu competențe medico-legale și speră ca, indiferent de concluzii, astfel de tragedii să nu se mai producă la Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu. Primarul municipiului Hunedoara a convocat luni o ședință extraordinară a Consiliului de Administrație, unde am fost convocați conducerea spitalului, atât parte medicală cât și parte nemedicală, să discutăm rezultatele comisiei interne, să vedem fundamentul pe care au generat acel comunicat. Rezoluția finală va fi dată și părerea mea că trebuie să fim până la final echilibrați. Va fi dată după ce rezultatele de la medicină legală, rezultatele de la procuratură, rezultatele de la Colegiul Medicilor vor fi integrate și se va stabili, dacă se va stabili, o culpă în acest caz. Dar oamenii trebuie să știe și cetățenii Hunedoara trebuie să știe că Spitalul Hunedoara și toată conducerea spitalului, primăria Hunedoara, toți ne dorim să aflăm adevărul în acest caz. În primul rând, fiindcă a fost o tragedie. În al doilea rând, dacă a fost o culpă medicală, culpa aceasta nu se mai repete vreodată. Controversele din jurul morții tinerei de 24 de ani au apărut pentru că aceasta a fost adusă la unitatea de primiri urgențe a spitalului din Hunedoara în ziua de 3 noiembrie, dar după investigațiile medicale ginecologice nu a rămas internată. A doua zi, în 4 noiembrie, tânăra a fost adusă din nou în urgență, iar apoi a fost supusă unei intervenții chirurgicale și internată la secția de anestezie și terapie intensivă, însă organismul fetei a cedat la câteva ore după operație.